dimineață. Ne-am uitat la Psalmul 44 și aș vrea ca să continuăm să ne uităm cel puțin pe o anumită temă din acest psalm și am văzut, psalmistul ne-a dat o lecție minunată despre ceea ce înseamnă a fi educați în căile Domnului, în cuvântul Domnului și felul în care această educație ne pregătește pentru proba practică, pentru momentele în care Dumnezeu ne încearcă. Cum zice și cântarea, însă vin clipe grele cu încercări și ispite. Și nu aș vrea să stric versul, dar atunci nu Domnul vede cât de credincioși suntem, atunci vedem noi. Pentru că El știe cât de credincioși suntem. Dar acele momente sunt alcătuite de Dumnezeu în așa fel încât să ne prelucreze credința, să ne testeze credința, să ne dovedească credința, pentru că credința încercată este mai prețioasă decât aurul. Și de aceea vin acele încercări, de aceea vin acele momente de disperare în care strigăm către Dumnezeu și credem că El ne-a abandonat. Și El stă în ceruri și privește ca un tată iubitor felul în care copiii săi dau dovadă de credința care este pusă în ei, de credința care El a crescut-o în ei, care a format-o, care a format-o ca fierul, cum fierul este forjat în foc și se bucură să vadă asemenea credință. Dar asemenea credință, așa cum ziceam și dimineața, asemenea credință pornește de la o educație corespunzătoare. Pornește de la a avea profesori corespunzători și de la a fi studenți buni. Asemenea credință se naște în familie sau ar trebui ca să se nască în familie. Psalmul 44:1 spune, Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, părinții noștri ne-au povestit despre lucrarea pe care ai înfăptuit-o pe vremea lor în vremuri străvechi. Privilegiu și responsabilitatea de a educa copiii, copiii noștri, copiii care Dumnezeu ne-a dat, cu care ne-a binecuvântat familiile noastre, de a educa după voia lui Dumnezeu este una dintre cele mai mari responsabilități de pe acest pământ. Temelia societății noastre, temelia societății în care trăim, stă pe trei mari piloni. Familia, biserica și guvernul, legea. Sunt trei piloni care țin orice societate, fie că lumea realizează lucrul acesta sau nu realizează lucrul acesta. Familia, biserica și guvernul alcătuiește fundația pe care societatea este clădită. Este temelia care Dumnezeu a rânduit. Aceste trei au fost rânduite de Dumnezeu și sunt esențiale pentru o societate de succes. Acolo unde aceste trei elemente nu sunt puternice, acolo unde familia nu este sănătoasă, acolo unde familia nu este protejată, de aceea campania aceasta antifamilie care se produce acum în lumea aceasta, campania aceasta pro-avort, pro-căsătoria homosexuală, pro-orice care va dărâma familia, este așa de periculoasă pentru că ea scutură temelia societății. Este o misiune kamikaze, sunt tendințe sinucigașe a societății în care trăim. Ei scutură fundația societății și nici nu știu felul în care vor dărâma. Fundațiile se vor surpa și societatea va intra în colaps, va intra în faliment. Pentru că atunci când atingi mari piloni care Dumnezeu i-a lăsat ca să țină societatea în picioare, nu mai este mult până când falimentul este iminent. Aceste trei au fost rânduite de Dumnezeu și sunt esențiale pentru ca societatea în care trăim să fie una de succes. Gândiți-vă puțin care este cea mai importantă. Fiind duminică după masă la biserică, am fi tentat să spunem biserica este cea mai importantă. Biserica are rolul cel mai important în societate, în civilizație. Dar nu este așa și nu este nici logic așa. La început, Dumnezeu a creat lumea și a instaurat nu prima biserică, ci prima familie. Și după ce a instaurat prima familie, care este primul pilon al temeliei unei societăți, Dumnezeu, creind acești oameni după chipul și asemănarea Lui, le-a dat un mandat să se înmulțească și să formeze alți oameni, noi vieți, după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. În acest sens,
Și pentru acest motiv, familia este pilonul cel mai important pentru o societate de succes. Fără o familie sănătoasă, fără familii sănătoase, este imposibil ca să ai alți piloni sănătoși. Pentru că bisericile noastre sunt compuse din familii, din copii, din părinți. Pentru că guvernul sunt compuși din familii, din oameni care au fost născuți în familii și crescuți în familii. Și dacă acest mare pilon care Dumnezeu l-a instaurat nu își îndeplinește mandatul de a crește copii după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, va fi imposibil pentru biserică, pentru guvern sau pentru orice altă instituție să rectifice devierea care se întâmplă de la vârsta fragedă a copiilor. De aceea Satana atacă mai puternic decât biserica, mai puternic decât atacă guvernul, mai puternic decât atacă orice altă instituție, atacă familia. El știe că dacă poate zgudui acest pilon, bătălia este ca și câștigată. Și atacă oricum poate. O atacă prin legile care se dau, o atacă prin mass media, atacă și prin biserică câteodată, infiltrând biserica și din tot felul de învățături. O atacă prin noi de multe ori, prin lipsa de importanță și de timp care o dăm familiilor noastre și educația copiilor noștri. O atacă cum a atacat-o faraon. Dați-le de făcut cărămizi, să nu mai umble după năluci. Să nu mai povestească copiilor săi despre Dumnezeu. Să vină acasă de pe șantier prea obosiți să le spună copiilor despre Dumnezeul măreț care îi va scoate din sub robie. Exact asta a vrut faraon. Exact asta vrea Satana. Astăzi. Să vină mama și cu tata acasă și să nu mai spună copilului despre Dumnezeul măreț de care ei sunt dependenți mai mult decât depind de pâinea lor de pe masă. Și să pici obosiți în pat sau în fața televizorului. Să mai aibă o discuție despre Dumnezeu, despre viață, despre moarte, despre veșnicie, despre păcat. Să-și învețe în mod pasiv copilul că cel mai important lucru este să trezești, să muncești, să fii harnic, să faci bani. Asta învață copilul. Să nu credeți că dacă nu ne ocupăm de ei, ei nu învață. Ei învață. Ce este important pentru noi, devine important pentru ei. De aceea acest subiect al educației copilului în familie, de către părinți, este extraordinar de important. Extraordinar de important. Dacă noi ca și familii falimentăm în această chemare, biserica nu va putea ca să îndrepte greșeala, societatea nu va putea ca să îndrepte greșeala. Biserica nu poate face altceva decât să cheme pe acei copii care s-au depărtat de pe căile drepte înapoi la pocăință. Societatea nu poate să facă altceva decât să iei și să-i arunce în pușcărie. Atât. Cam astea sunt șansele pentru copiii voștri dacă voi falimentați ca și părinți. Eu pot să-i chem la fel cum vă chem pe voi la pocăință și societatea, dacă au deraiat așa de puternic, pot să-i arunce într-o pușcărie ca să nu fie un pericol public. Mai aveți ani împreună cu ei. Unii mai puțini, alții mai mulți. Unii vă gândiți, am falimentat deja, copiii mei sunt mari. Cât timp ești în viață și cât timp este har, nu este faliment. Du-te la copilul tău, 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani. Explică-i cum stau lucrurile, să nu repete greșelile tale. Poate are copii el acum. Cereți iertare! Cel mai tragic lucru este un părinte, și am văzut asemenea faze, care la 40, 50, 60 de ani se trezește și el că ar trebui să fie pocăit. Dar neavând multă experiență cu pocăința, el crede că a fi pocăit înseamnă a legifera și a fi legalist și a dicta și a striga. Și merge la copilul lui, care acum este și el de 20, 30, 40 de ani, și începe și spune: băi, omule, așa și așa. Stai, măi, omule. Du-te și prăbușește și recunoaște-ți păcatul. Și spune: fiule, 40 de ani nu te-am crescut după căile Domnului. 40 de ani am falimentat ca și tată. 40 de ani n-am avut prioritățile care trebuie să le am, dar de astăzi nu mai vreau ca să fie așa și nu mai vreau să fie așa pentru copiii tăi.
Iartă-mă pentru falimentul meu și haide de astăzi să învățăm împreună, să ne luptăm împreună pentru familia ta care încă este fragedă, care încă mai are o șansă. Asta înseamnă pocăința. Este extraordinar de important ca copiii noștri să primească o educație corespunzătoare. Apostolul Pavel, scriind către ucenicul său, către Timotei, care acum era un tânăr păstor, scrie în felul următor la 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 14 la 15. Zice Timotei, însă tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, fiindcă știi de la cine le-ai învățat. Pavel face un apel către Timotei și spune, Timotei, uite-te în jurul tău. Vezi că lumea se ocupe de bazme. Vezi că toți predicatorii se ocupă numai de povești. Vezi că sunt tot felul de evanghelii false. Vezi că sunt tot felul de probleme de moralitate. Vezi că păstorii sunt demisionați și sunt dați afară din culte. Vezi că lucrurile merg din ce în ce mai rău. Timotei, tu stai ferm în ceea ce știi. Tu vestește Evanghelia. Da? Pentru că știi de la cine ai învățat-o. Știi că este adevărată. Și spune în felul următor, din copilărie, Timotei, tu cunoști Sfintele Scripturi care îți pot da înțelepciunea ce duce la mântuire prin credință în Iisus Hristos. Mântuirea vine prin credință și credința vine prin auzire, prin cunoașterea unui conținut numit Evanghelia. Dacă nu învățați pe copiii voștri această Evanghelie, această informație care este dătătoare de viață, n-au nicio șansă. Și Pavel spune, Timotei, tu stai ferm. Pentru că tu crezi această Evanghelie, pentru că de mic, din copilărie, ai fost învățat Sfintele Scripturi, care îți pot da înțelepciunea ce duce la mântuire prin credință în Hristos Iisus. Cum a ajuns tânărul Timotei, păstorul Timotei, colegul apostolului Pavel Timotei, acum a ajuns Timotei să cunoască Sfintele Scripturi încă din copilărie. Deschideți cu mine la 2 Timotei, capitolul 1. În introducerea lui, apostolul Pavel salută și felicită două femei din viața lui Timotei care au fost o influență nemaipomenită. Pavel spune în felul următor, ce onoare să fii recunoscută pe nume de apostolul Domnului pentru impactul care l-ai avut asupra unul dintre slujitorii cu care colaborează el. Îmi aduc aminte de credința ta, care este fără ipocrizie și care a locuit mai întâi în bunica ta Lois, apoi în mama ta Eunice, iar acum sunt convins că și în tine. Așa a ajuns Timotei în contact cu Sfintele Scripturi. Bunica lui, care era o credincioasă, și mama lui, care era o femeie credincioasă, s-au ocupat de Timotei. Două femei, care poate altfel ai fi zis că n-au nicio importanță și poate dacă ai fi trecut pe stradă pe lângă ele ai fi zis că sunt nimeni, numite pe nume de apostolul Pavel ca și fiind responsabile pentru formarea colegului său. Bărbații puternici, slujitorii Domnului puternici au în spatele lor mame puternice, părinți puternici, care de mici au investit în ei cuvântul lui Dumnezeu. Mame și tați care poate nimeni nu le știe numele, care poate nu vor scrie vreodată o carte sau nu vor predica vreodată într-o capelă. Dar fără care acei bărbați nu ar fi nimic, fără care dacă nu s-ar fi investit în viețile lor, dacă nu ar fi investit această cunoaștere a Evangheliei, care este această înțelepciune ce duce la mântuire prin credință, dacă vrei să lași o moștenire pentru copilul tău, las o moștenire de credință. Las o moștenire de cuvânt și de înțelepciune. Biblia spune în Proverbe 13:22 că omul înțelept lasă o moștenire pentru copiii copiilor săi. Și cât de mult alergăm să lăsăm o moștenire materială, fiecare dintre noi. Dacă nu le putem face acum câte o căsuță la fiecare, măcar după ce murim noi, ca să lăsăm ceva pe urma noastră.
Cât de mult alergăm să le putem oferi o școală mai bună, o educație mai bună, o mașină mai bună, o locuință mai bună. Să fie o moștenire pe urma noastră. Oare nu ar fi mai bine să lăsăm o moștenire care nu se veștejește? Oare nu ar fi mai bine să investim capital spiritual și duhovnicesc în copiii noștri? Oare nu ar fi mai bine să le dăruim înțelepciunea care este capabilă să-i ducă la credință? Ce ar folosi unui om? Să câștige întreaga lume și să-și piardă sufletul? Credeți acest verset pentru copiii voștri? Atunci de ce încercăm să cucerim lumea pentru ei și să nu să le cucerim sufletul? Deschideți cu mine la Deuteronom, capitolul 6. Și vreau să citim două porțiuni din acest capitol, de la versetul 8 la versetul 9 și de la versetul 20 la versetul 25. Vorbeam dimineață despre realitatea educației în cuvântul lui Dumnezeu care există în familiile de evrei, cel puțin cele care sunt practicante a religiei evreiești. Seriozitatea cu care ei se apleacă asupra educației în familie. Și această seriozitate are rădăcina ei în Scriptură. Poporul lui Dumnezeu a înțeles de la început, de la legământul care îl are cu poporul său, că este un element cheie educația copilului. Nu este ceva tangențial, nu este ceva responsabilitate dacă mai avem timp. Nu, este ceva absolut crucial. Capitolul 6, versetul 1 la 9 și 20 la 25. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru. Să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă-le dar, Israele, și caută să le împlinești ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. N-am înțeles până când am devenit mai mare și am început să studiez Scriptura pentru mine, de ce tatăl meu nu mă lăsa să plec din casă fără ca să ne rugăm. De ce când ne urcam în mașină să mergem în vacanță, primul lucru care făceam era să ne rugăm Domnului. Nu doar că e un obicei bun, e porunca lui Dumnezeu. El în felul acesta vrea să întipărească în mințile noastre, în mințile fiilor noștri și fiicelor noastre, cuvântul său. Când ești acasă, vorbește din legea lui Dumnezeu. Când te duci în călătorie, vorbește din legea lui Dumnezeu. Când ajungi din nou acasă, mulțumește lui Dumnezeu. Când pleci la servici, vorbește copilului din legea lui Dumnezeu. Spune-i, când copilul zice, tati, de ce trebuie să te duci? Nu spune-i ca să facă tati bani să-ți cumpere jucării. Spune-i că Biblia spune, cine nu lucrează să nici nu mănânce. Ocazie să-i mărturisești Scriptura. Și dacă tu vrei jucării, tati trebuie să meargă la servici. Nu? Aia nu e în Biblie. În Biblie nu spune că dacă copilul vrea jucării, tu se duci să lucri 4 ore în plus. Nu scrie așa ceva. Fiecare moment din viața noastră este o oportunitate să investim capital spiritual în copiii noștri. Și asta este porunca lui Dumnezeu pentru noi. Să legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntării între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Versetul 20. Când fiul tău te va întreba într-o zi, și va veni o zi, vor fi multe zile, când fiul tău te va întreba într-o zi, și ce minunată zi, ce minunate momente, când copilul tău de 5 ani, de 10 ani, te întreabă despre Dumnezeu.
Momente mai bucuroase de când, atunci când Evelyn sau Casey mă întreabă ceva despre Dumnezeu, nu există. Oricât de mult mă bucur când vin la biserică, la studiu și pune cineva o întrebare sau văd că cineva este foarte fascinat de studiu, este egal cu zero, oricât de mult v-aș iubi. Comparat cu momentele în care fiicele mele vin și spun, tati, de ce Dumnezeu a făcut aia? Wow! Copilul meu vrea să știe despre Dumnezeu. Wow! Eu pot să-i explic copilului meu despre Dumnezeul care ne-a creat. Inima întrăsaltă la asemenea oportunități. Și Dumnezeu spune, când fiul tău te va întreba într-o zi, ce înseamnă învățăturile acestea? Învățături care poate până atunci nu le-a înțeles. Și ne avem acele... Am avut discuții chiar cu mulți părinți din biserică. Dar frate, dacă copilul nu înțelege, nu trebuie să înțeleagă. Nu trebuie să înțeleagă. Frate, dacă copilul nu înțelege de ce mergem la biserică, e ok. E ok să nu înțeleagă. El trebuie să înțeleagă că e important pentru tine, că e esențial pentru tine. Dacă copilul meu nu înțelege așa, nu contează. Va veni o zi când va întreba, când va vrea să știe, când vei putea să-i explici. Ce înseamnă învățăturile acestea? Ce rost au? Legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru. Vedeți, copilul deja vorbește personal. Dumnezeul nostru. Să răspunzi fiului tău. Noi eram robi al lui Faraon în Egipt și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna lui cea puternică. Domnul a făcut sub ochii noștri minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care jurase părinților noștri că ne-o va da. Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru ca să fim întotdeauna fericiți. Ce mărturie fantastică! Nu doar că așa zice Domnul, nu doar că așa are El chef, nu doar că arbitrar El ne poruncește să facem, ci Domnul, pentru că ne iubește, ne-a poruncit să ascultăm de cuvântul Lui ca noi să fim fericiți. Ca să fim întotdeauna fericiți și să ne țină în viață cum face și astăzi. Vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El. Imaginează-ți scenariu când vine copilul tău la tine și spune, tati, mami, de ce atâtea reguli? De ce la ora 9 trebuie neapărat să ne pregătim să mergem la biserică? De ce trebuie să stau cu minte în bancă și să fiu atent? De ce trebuie să cânt împreună cu frații? De ce trebuie să fiu un copil cu minte? Fiule, Domnul Dumnezeul nostru, când eram încă robi sub robia păcatului și morți sub blestemul Lui, Domnul Dumnezeul nostru ne-a eliberat și ne-a dus la viață în Hristos. Și ne-a dat aceste porunci pentru binele nostru, să avem o viață lungă și fericită și prin ascultarea noastră îi aducem slavă și mulțumire Lui. Fiule, de aceea trebuie să facem lucrurile acestea. Dacă nu îi impui regula, n-ai șansa nici să o explici. Cam așa funcționează. Eu voi explica. Fiule, hai la biserică, scumpule. Dar de ce? Fiule, uite de ce e așa de important să vii la biserică. Și 20 de ani, n-a fost important? Te-ai trezit acum, tată? Are dreptate. N-ai aplicat cuvântul Domnului. N-ai aplicat cuvântul Domnului. Ai inventat un felul tău. Ai inventat scenariile tale. Cuvântul Domnului spune foarte clar. Impune legile, trăiește legile, amintește-i legile. Și vine o zi în care te va întreba. Și va vedea că legea nu-i legalism. Legea e îndrumătorul către Hristos. Ați văzut? Ați observat legătura strânsă care există între păstrarea poruncilor lui Dumnezeu și educația copiilor? Priviți doar una dintre ele. Ce legătură strânsă este între versetul care toți l-ați recunoscut ca și fiind cea mai importantă, cea mai înaltă poruncă, așa cum este rostit de Domnul Iisus Hristos, și anume să iubești
pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Asta este chintesența legii. Și acum vedeți ce spune în continuare. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta și să le întipărești în mintea copiilor tăi. Nici măcar nu este pauză între aceste două concepte. Asta este legea, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să întipărești legea aceasta în mintea copiilor tăi. Nici pauză, nu este tranziție acolo. Să leagă cu și. E un șir de lucruri care trebuie să se împlinească. Iubirea de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, este strict legată cu creșterea următoarei generații în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu-i creștem după legea lui Dumnezeu, pe cei care vin după noi și mai ales pe copiii noștri, nu l-am iubit cu toată inima, cu tot sufletul nostru și cu toată puterea noastră. Nu l-am iubit. Pentru că de aceea nici nu-i creștem, apropo. Nu-i creștem după legea lui Dumnezeu, pentru că ai crește după legea lui Dumnezeu necesită sacrificiu, necesită energie. Și avem nevoie de energia aia la muncă, în lumea aceasta, cu problemele acestea. Dacă l-am iubit pe Dumnezeu cu toată puterea noastră, am focalizat energia noastră în direcțiile în care El ne-a poruncit. Și prima direcție după ce ne spune să-L iubim cu toată energia noastră este să ascultăm de poruncile Lui și să învățăm poruncile Lui copiilor noștri. Este primul directiv. Dar pentru că nu avem nici energie să ascultăm de poruncile Lui, că și aia ne este consumată de lumea aceasta, energie pentru copiii noștri și întipărirea cuvântului asupra minților lor nu mai avem deloc. Ne-am consumat-o. Deci întrebarea este, l-am iubit pe Domnul Dumnezeu nostru cu toată puterea noastră sau doar cu o parte din ea? În mintea lui Dumnezeu și în porunca lui, în legea lui, aceste două sunt strâns legate. Împlinirea legii, dragostea de Dumnezeu și educația în familie sunt strict legate. Ele merg mână în mână. Cei care ascultă legea lui Dumnezeu și îl iubesc, își educă copiii și își educă familia. Și așa trebuie să fie, pentru că educația creștină, educația biblică în familie, este singura cheie, singura cheie a succesului în viață. A succesului adevărat, a succesului după criteriile lui Dumnezeu. Este singura cheie a succesului în viață. În primul rând, din punct de vedere spiritual. Toate celelalte sunt secundare și irelevante. Sunt ferm convins că niciunul dintre voi n-ar avea satisfacție că copilul vostru să fie un medic sau un inginer sau orice altceva, dar să nu fie un copil al lui Dumnezeu. Niciunul dintre voi. Nici unul dintre voi. Și totuși, mai multă energie investim ca să-i facem medici și ingineri și alte lucruri și mai puțină energie în a întipări legea lui Dumnezeu în mintea lor. Undeva ceva între principiu și practica noastră nu face sens. Am văzut în felul în care Timotei a fost pregătit în familie de bunica lui, de mama lui, ca după aia să fie preluat de Pavel. Pavel deja avea un aluat bun cu care să lucreze. D.A. Carson, un mare teolog și un profesor de Nou Testament în Canada la un seminar, întrebat de ce calitatea de studenți care ies astăzi din seminarii este așa de proastă, a zis foarte simplu: păi trebuie să înțelegeți că calitatea de studenți care intră în seminar este așa de proastă. Acum 100 de ani copiii veneau la seminar cunoscând Scriptura din scoarță în scoarță. Noi învățam un pic de greacă, un pic de ebraică, un pic de teologie sistematică, dar Biblia o cunoșteau oamenii ăștia. Astăzi nici nu știu să citească când intră în seminar. Nu e glumă. Eu am citit lucrările de admitere a colegilor mei de la seminar. Mulți nici nu știu să citească. E grav. E grav, n-ai cum în 4 ani să scoți ce n-a scos mama și tata în 20 de ani. N-ai cum! Nu e vina seminarului, e vina familiei. Timotei a beneficiat de educație în familie extraordinară și atunci când a fost preluat de Apostolul Pavel,
Atunci când a fost preluat de biserică, atunci când a fost preluat de păstor, aluatul deja a fost bine format, a fost un pământ care a fost cu îngrășământ, săpat, udat, pregătit pentru că apostolul Pavel să lucreze cu el. Am văzut că rădăcinile credinței, spune apostolul Pavel, de acolo încep din familie. Cunoașterea, înțelepciunea care duce la credință vine din familie. Din lecțiile biblice care le ții acasă cu copilul. Din discuțiile care le ai după biserică, după predică. Cu copilul tău la masă. Ce discuții, frate? Discuțiile alea care nu le ai, frate. Ălea ar trebui să fie. Am văzut că temelia slujirii de acolo începe, din familie. Nu există colegiu biblic sau liceu teologic sau seminar mai bun decât o familie credincioasă. Dacă ne punem întrebarea de ce nu avem slujitori puternici astăzi, pentru că nu avem familii credincioase. De ce nu mai avem păstori puternici? Am făcut și fac în continuare destul de multă școală și dacă Domnul mă ține în viață o să mai fac, pentru că îmi place să învăț. Dar vreau să spun din experiența mea că este egal cu zero în comparație cu lecțiile care le-am primit de viață și de Biblie prin tatăl meu și prin mama mea. Egal cu zero. Harul care l-am avut ca să învăț Scriptura de la tatăl meu, care iubește Scriptura, care propovăduiește Scriptura, care trăiește Scriptura, care mi-a arătat prin deciziile de viață că este mai bine ca să pierzi material, că este mai bine ca să fii lovit, că este mai bine să suferi decât să compromiți, că este mai bine ca să risci totul pentru Hristos decât ca să compromiți pentru lumea aceasta. Lecțiile acelea nu se pot învăța în seminar. Sau în școală, sau în facultate, sau în liceu teologic, sau în orice altceva. Lecțiile acelea depind de tine, mamă și tată. Să înveți pe copilul tău care sunt prioritățile, să le vadă trăite în viața ta. Timotei a avut asemenea lecții și asemenea profesori. Și când apostolul Pavel l-a luat sub aripa lui și l-a format ca și slujitor și l-a trimis pe terenul Evangheliei extrem de grav și de riscant, Timotei a fost pregătit, pentru că Timotei a avut temelia solid pusă din familia lui. În al doilea rând, este extrem de important, pentru că familii credincioase dau naștere la alte familii credincioase. Așa funcționează, așa a lăsat Dumnezeu să funcționeze. O familie credincioasă, da, are un copil care se căsătorește cu un copil din altă familie credincioasă și se naște încă o familie credincioasă. Știți de ce avem astăzi atâtea familii falimentare? Știți de ce în vest rata de divorț între pocăiți, între ghilimele, este la fel ca rata de divorț ca și în lume? Și așa va fi, dacă nu este, deja și în România. În România știm că rata de divorț nu e așa de mare, că e o stigma divorța. Trăim numai în tot felul de păcate și dormitoare separate și așa mai departe. Nu divorțăm că știi ce o să zică bunica, are cu inima și să nu moară săraca dacă aude că am divorțat. Să știți, câte cazuri nu cunosc din astea, știi, am divorțat, dar săraca mama are cu inima. Avem atâtea familii falimentare pentru că nu ne educăm pe cei tineri în ceea ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu, în ceea ce învață Cuvântul lui Dumnezeu și în ceea ce este planul lui Dumnezeu pentru familie. Nu educăm. Mama și cu tata nu vorbesc cu copilul din Scriptură despre ceea ce înseamnă o familie sănătoasă. Educație sexuală, fraților, în clasa a patra în România? Educație sexuală în clasa a patra învață ei pe copiii voștri ce înseamnă relații sexuale? Când tu până la 20 de ani nici nu poți să rostești cuvântul sex lângă copilul tău? Apropo, e bai cu tine, nu cu ei. E bai cu ei că se bagă unii ar trebui să se bage, dar e bai cu tine. Pentru că Biblia vorbește despre sex non-stop. O carte mai plină despre sex și despre dragoste decât Biblia nu este. Dacă Biblia ar fi făcută într-un film artistic, ar fi fantastic. Citiți! Citiți să vedeți câte nu se întâmplă în Scriptură. Dar noi suntem prea sfinți să vorbim cu copilul nostru despre sex. Lasă că vorbesc ei în clasa a patra. Și spun ce fel de sex pot să fac.
Și cum? Și cum să facă fără să aibă prunci? Și de ce e ok și între bărbați și bărbați și femei și femei? Că asta vine. Pentru că nu educăm noi și educă alții, ajung maturi și căsătoriți și falimentează. Pentru că nu joacă după joc, după regulile lui Dumnezeu, pentru că nu trăiesc după regulile lui Dumnezeu și trăiesc după ce au învățat din lume. Și părintele s-a căsătorit și am evitat să am discuția cu el. Am scăpat. Nărodule! Bărbatul ăla care tu nu l-ai educat despre ce înseamnă să iubești o femeie, va merge și va fi un dobitoc cu femeia lui. Și tu ești de vină când ea lasă și merge la altul. Tată, tu ești de vină. Mamă, tu ești de vină când soția ta, când soția copilului ăla, îl lasă pentru alta, pentru că ea n-a învățat în familie ce înseamnă dragostea, ce înseamnă sexul, ce înseamnă supunerea, ce înseamnă a fi o femeie. Tu ești de vină. De aceea falimentează familiile, pentru că am dat la o parte regulile lui Dumnezeu, nu mai întipărim cuvântul lui Dumnezeu care vorbește despre căsătorie, despre dragoste, despre copii, despre sex, despre bani, despre business, despre job. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre tot și ne învață despre tot. Le-am dat la o parte și avem propriile noastre reguli, sau nu avem nicio regulă și nu învățăm nimic. Tot Pavel îi scrie lui Tit. Un alt ucenic al lui, în Tit, capitolul 1, de la 1 la 5, în felul următor. La fel, Tit se confruntă cu aceste învățături false, cu acești predicatori de 2 lei și cu probleme din biserică. Și Pavel îi scrie să-l încurajeze și spune, tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere, care în greacă este doar cuvântul neas, da? De la neo, neonatal, neo, nou. Pur și simplu înseamnă să învețe pe tinere. Cuvântul femeilei inserat aici de Cornilescu, nu cred că are loc. Să învețe pe tinere să-și iubească bărbații. Pentru că învățarea unei femei corectă începe înainte ca ea să fie femeie. Începe când ea e chici. Învățarea unui bărbat să fie un bărbat adevărat este înainte să-și pună verigheta pe mână. Este când este așa, micuț. De acolo începe educația lui. Este foarte interesant că singurele... licențe, dacă vreți să o numim așa, care poți ca să intri, sau permisuri care ai voie să le ai fără examen, sunt de căsătorie și de naștere. Da? Vrei permis de conducere? Examen. Vrei permis ca să ai conducere la tonaj mare? Mai multe examene. Vrei să intri, să ai permis de căsătorie, să ai certificat de căsătorie? Trebuie numai să te îndrăgostești. Vrei să faci prunci și să ne înrocești și pe ea? Nu-ți cere nimeni examen. Da? Voi trebuie să fiți examenul copiilor voștri, să vedeți dacă-s gata pentru căsătorie. Voi trebuie să constatați dacă-s gata să ia permisul pentru căsătorie. Voi trebuie să-i învățați și să-i testați și să spuneți, pruncule, nu ești gata. Nu înțelegi ce spune Scriptura despre a fi un bărbat. Nu înțelegi ce spune Scriptura despre a fi o femeie credincioasă. Da, dacă te-ai îndrăgostit, dragostea contează. Nu, nu. Căsătoriile nu falimentează în lipsă de dragoste. Alimentează din lipsă de principii creștine și de viață creștină. Dragostea aia cu fluturi, aia durează până la prima ceartă. Și s-a dus. La prima ceartă, fluturii s-au dus, ies cuțitele. Păi da, acum 2 săptămâni ziceai că până la moarte și până la... Dar asta e mai rău ca moartea, nu? De ce? Pentru că ea nu e o femeie creștină și el nu e un bărbat duhovnicesc. Nu o spun așa ca unul care, știi, mă uit de sus. Acolo am fost și eu. M-am căsătorit din dragoste, deci aveam multă teorie în cap, da? Și după aia am zis, fai ce-am făcut. Fai de mine, dar greu-i. Greu-i, da? Așa e viața. Trebuie să ne pregătim copiii.
Trebuie să ne pregătim copiii. Spune ca femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă. Să nu fie clevetitoare, nici dată la vin. Să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere, adică pe cele tinere, pe fete, să-și iubească bărbații și copiii. Să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei. Nu este o insultă, apropo. Pavel nu insultă pe femei când spune asta. Tit, femeile mai în vârstă trebuie să învețe pe cele mai tinere să-și vadă de casă. Să înțeleagă că acolo Dumnezeu le-a dat locul, cadrul să fie împlinite. Să nu se baje în tot felul de lucruri care nu-i treaba lor. Să-și vadă de treburile casei. Să fie bune. Trebuie să înveți să fii bun. Să fie rău, toată lumea știe. Dar trebuie să înveți să fii bun. Să fie bune, supuse bărbaților lor. Și acum atenție. Pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Știți de unde se nasc soții perfecți? Între ghilimele perfecți, când numai Hristos este perfect, din familii credincioase. Știți de unde se nasc soții desăvârșite? Din familii credincioase. Este imposibil. O căsătorie de succes fără a înțelege aceste principii. Știți care este principiul cu care termină Apostolul Pavel? Pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Pentru slava lui Dumnezeu. Soră, pentru slava lui Dumnezeu trebuie să-ți vezi de treburile casei. Frate, pentru slava lui Dumnezeu trebuie să fii un bărbat bun, iubitor. Iar să zic ascultător. Da? Pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fie hulit Dumnezeu din cauza ta. Soție, ai grijă de soțul tău. Să nu cadă în ispită și în păcat. Nu numai că va fi bai pentru tine și familia ta, dar să nu fie hulit Dumnezeu din cauza ta. Că tu n-ai avut chef. Să fiu indecent pentru o secundă. Hristos cum a avut chef să vină să moară pentru tine pe cruce? Ție nu-ți pasă? Bărbate, când te gândești ca să te comporți ca și un porc cu nevastă ta, nu te gândești că lumea va huli pe Hristos din cauza ta? Când ieși în public cu soția ta și nu se comportă exact cum ai vrea cu tine și insistă să mergi unde tu nu vrei și tu începi și zbieri la ea în public, nu te gândești că Hristos va fi hulit pentru ceea ce tu faci? Asta este esența Evangheliei aplicate în căsătorie și în familie. Asta este esența. Înțelegerea că felul în care familiile de succes sunt clădite este printr-o educație creștină și printr-o credință într-o Evanghelie care spune sunt dator față de Hristos care m-a răscumpărat să mă comport cu har față de Cel care poate nu-mi face pe plac. Asta face o soție aptă, capabilă să se supună când nu vrea. Asta face un soț capabil să iubească pe soția lui când este extrem de dificilă. Pentru slava lui Dumnezeu. Falimentăm deseori, falimentăm. Dar nu în mod ultim, nu în mod final. La fel cum Evanghelia în viața credinciosului nu falimentează în mod ultim și final. Credinciosul este dărâmat, dar ridicat prin puterea lui Dumnezeu. La fel căsnicia creștină este pecetluită cu aceeași pecete a Duhului Sfânt. Când amândoi se sacrifică unul față de altul pentru gloria lui Dumnezeu, în mod ultim falimentul este imposibil. Soră, frate, căsătoria ta, copiii tăi au mai mult de a face cu Dumnezeu decât au de a face cu tine. Scopul lor este în primul rând să glorifice pe Dumnezeu și după aia să te satisfacă pe tine. Și știți care este secretul? Atunci când îți trăiești viața în așa fel încât Dumnezeu să fie cel mai mult glorificat, tu vei fi cel mai mult satisfăcut. Atunci când tu îți crești copiii spre slava lui Dumnezeu, tu vei fi un părinte cel mai împlinit. Atunci când îți iubești soțul spre slava lui Dumnezeu, încât Dumnezeu să fie glorificat, chiar când nu merită nemernicul, tu vei fi cea mai împlinită. Și tu, bărbate, când ești drăguț cu soția ta, chiar când e dificilă și te bate la cap, pentru slava lui Dumnezeu, tu vei fi cel mai împlinit. Asta îmi spune Pavel. Asta îmi spune Scriptura. În al treilea rând, pentru că un caracter creștin se formează într-o casă creștină. Noi toți am vrea ca copiii noștri să aibă un caracter creștin, dar să fie crescuți în școli și să fie educați altundeva.
Un caracter creștin se formează prin educație creștină, de creștini. Așa lucrează. Da? Dacă îi lăsăm să fie educați altundeva, vor avea un caracter ca și altundeva. Fiecare are o agendă. În Proverbe spune, nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua, și aici Cornilescu traduce certării, eu aș traduce disciplinei, e o diferență între ceartă și disciplină, dar nuiaua disciplinei o va dezlipi de el. Părintele nu se ceartă cu copilul niciodată. În primul rând, cearta e ce se întâmplă între doi oameni care sunt pe postament egal. Da? Eu cu fratele Cristi mă pot certa. N-ar fi foarte indicat că poate îmi dă un picior. Am văzut la sală cum poate da cu piciorul. Da? Dar noi suntem pe postament egal. Frate la frate. Noi ne putem certa. Eu cu Casey nu mă pot certa. Da? Pentru că nu suntem pe același postament. Eu sunt tată, ea este fică. În schimb, eu sunt chemat să o disciplinez. Nu doar să ne certăm, nu doar să o cert. Cearta este inutilă. Disciplina este sfântă. Disciplina este acel moment în care nu contează că ea m-a supărat pe mine. Supărarea mea nu-i ceea ce contează în mod ultim. Disciplina ei, faptul că nu este corespunzător cu standardul lui Dumnezeu, faptul că a încălcat standardul lui Dumnezeu și corecția mea care o aplic în dragoste, nu în ceartă, nu în ură, nebunia este lipită de inima copilului. Odată cred că i-am numit așa într-o predică, trecând micii păgâni. Și de atunci toată lumea din biserică râde de mine că eu am zis că copiii noștri sunt mici păgâni. Dar așa îs. Îs mici păgâni. Da? Îs zămisliți în păcat. Prostia, nebunia, răzvrătirea, îi în ei de mici. Vedem asta. În inima lor de mici. De când pot vorbi știu să zic că nu. Eu nu i-am învățat. Voi ați învățat pe voi ca să vă spună nu. Dar așa știu. Acum că sunt un pic mai mare, amândouă mele, vorbesc de mele, nu de aia voștri. Aia voștri sunt sfinți. Nu numai că știu să zic că nu, știu să-mi argumenteze. Au stofă de logică, de filosofi. Nu, pentru că, așa, așa, așa. Tu, fată, lasă-mă cu poeziile astea că eu le știu prea bine. Da? Dar de unde au învățat asta? Nu, este în inima lor. Răzvrătirea, nebunia, păcatul este în inima lor. Și este nuiaua disciplinei care o dezlipește de ei. Tata îmi zicea că dacă lumea, de multe ori, nu devine mai credincioasă, mergând la biserică, cel puțin devine mai civilizată. Și adevărul este, așa cum ziceam și în alte mesaje, Evanghelia are un rol de a civiliza extrem de important. Evanghelia transformă pe om, dacă nu la nivel de credință, dacă nu la nivel de mântuire întotdeauna, la nivel de civilizație, da. Dacă ne uităm la țările care astăzi o duc cele mai bine, sunt țările în care cuvântul lui Dumnezeu a avut impactul cel mai profund, cândva. Astăzi poate s-au îndepărtat. Dacă ne uităm la Anglia, dacă ne uităm la Germania, la Austria, sunt țările în care reformele cele mai mari, trezirile cele mai mari de odinoare au avut loc. Evanghelia până la urmă a civilizat. Etica de muncă care există în aceste țări vine de la principii creștine, de la principii care spun că dacă nu lucrezi, să nici nu mănânci. Care spun că lenia este un păcat. Evanghelia până la urmă ne civilizează și dacă vrem ca caracterele copiilor noștri ca să fie unele care sunt civilizate, care sunt după principii creștine, noi trebuie să-i disciplinăm. Copilul din perspectiva creștină, nu trebuie disciplinat doar pentru că este rău, pentru că nu-mi face pe plac. Copilul trebuie disciplinat pentru că este păcătos. El trebuie să înțeleagă că atunci când încalcă legea lui Dumnezeu, problema mai mare nu e că a supărat pe mama și pe tata. Problema mai mare e că îl supără pe Dumnezeu. Și mama și cu tata sunt agentul prin care Dumnezeu corectează caracterul său. De ce? Pentru că Dumnezeu e așa un despot. Nu, pentru că Dumnezeu vrea binele copilului tău și vrea ca să-i ghideze pașii pe cărarea lui în așa fel încât el să fie fericit. Toate legile lui Dumnezeu au scopul ca să ne facă fericiți, să trăim o viață plină de fericire. Și dacă problema păcatului nu ne stă în putința noastră de a rezolva-o pentru copiii noștri, trebuie într-adevăr să ne facem partea noastră, să învățăm Scriptura, să-i disciplinăm, să-i chemăm la pocăință.
Dar până la urmă, în mod ultim, problema păcatului în viața copilului este între el și Dumnezeu la maturitate. Dar dacă problema păcatului nu stă în putința noastră, problema caracterului stă în putința noastră. Prin disciplină stă în putința noastră să formăm caracterul copiilor noștri. Spune în Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Este imposibilitatea noastră să disciplinăm principii creștine în copiii noștri. Cum? Prin educație, prin disciplină, prin repetiție. Da? Repetiția e mama învățăturii. Consecvența în disciplină este extrem de importantă. Copilul trebuie să vadă că astea sunt principii care sunt reale în viața ta. Nu astăzi zici, uite, asta e regula care Dumnezeu a lăsat-o pentru viața noastră. Regula e asta. Noi trebuie să mergem la biserică să ne închinăm Domnului. Vine săptămâna viitoare. Știi, dragule, astăzi tati e obosit. S-a terminat disciplina. S-a terminat disciplina, da? Obiceiurile bune se formează prin repetiție. Cineva zicea că să formezi un obicei în mod permanent durează undeva la 40 de zile. În 40 de zile. Dacă 40 de zile, de exemplu, te duci de 3 ori pe săptămână la sală să faci sport, da? Devine un obicei în viața ta. Știți în câte zile să pierzi un obicei? Nu în 40, în aproximativ 14 zile. Dacă 2 săptămâni nu mai te duci la sală, obiceiul s-a dus. De ce? Pentru că să faci rău se învață mult mai repede decât să faci bine. Da? Deci stă în caracterul, stă în responsabilitatea noastră față de copii. Să învățăm principiile creștine și să disciplinăm caracterul lor. Cu speranța că această învățătură, această disciplină va lucra în viața lor în așa fel încât să se producă credința, să producă credința și prin credință în Domnul nostru Iisus Hristos să fie mântuiți. Aia este lucrarea suverană a lui Dumnezeu. Dar responsabilitatea noastră este să educăm. Responsabilitatea noastră este să învățăm și să-i disciplinăm. Și așa este cu toate celelalte. Așa este cu aspectele spirituale, așa este cu căsnicia, așa este cu caracterul copilului, așa este cu toate. De fapt, cheia unei vieți de succes, dacă vrem să o numim așa, este o educație biblică corectă. Pentru că Biblia ne spune că ea este sursa divină de înțelepciune. Este însuflată de Dumnezeu. Este Dumnezeu vorbind prin autorii umani care au scris cuvintele Lui pe paginile Sfintei Scripturi. În ea găsim, spune Apostolul Pavel, toată învățătura necesară să devenim desăvârșiți pentru orice lucrare bună. Orice lucrare bună. Vrem să fim părinți mai buni? Biblia este cheia. Vrem să fim soți mai buni și soții mai bune? Biblia este cheia. Ea ne învață cum să fim soți și soții mai bune. Vrem ca să devenim angajați sau angajatori mai buni? Biblia ne învață și aceasta. Vrem ca să fim membri într-o biserică mai buni sau slujitori într-o biserică mai buni? Biblia este drăptarul învățăturii sănătoase. Vrem să fim vecini mai buni, membri în societate mai buni, orice aspect al vieții noastre, orice aspect, fără excepție, care este reglementat după cuvântul lui Dumnezeu, va beneficia de binecuvântarea lui Dumnezeu. El a creat sistemul, El a creat societatea, El a creat familia, El a creat guvernul, El a creat civilizația, El a creat totul. El știe cum trebuie să funcționeze ca să fie bine pentru noi. Și când ascultăm de El și ne reglementăm viețile după standardele Lui, vom descoperi că nu este spre răul nostru și este spre fericirea noastră. Dacă ne dorim, ca copiii noștri, dacă de aici am pornit, dacă ne dorim ca copiii noștri să aibă o viață de succes, ba mai mult, cred că ne dorim ca ei să aibă o veșnicie de succes, o veșnicie alături de Dumnezeu, o veșnicie care nu este într-un chin etern pentru răzvrătirea lor, ci este în veșnicie alături de Mântuitorul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă asta ne dorim pentru ei, haideți să lucrăm, să muncim și să ne zbatem și prin puterea lui Dumnezeu și cu ajutorul Lui, să le dăruim copiilor noștri o educație duhovnicească. Și aș vrea în această seară, după ce cântăm o cântare, să ne rugăm la această temă. Să ne rugăm pentru copiii noștri, dar mai ales să ne rugăm pentru părinți. Să ne rugăm pentru bunici, pentru mătuși, pentru toți cei care sunt într-o poziție să impacteze în mod pozitiv, în mod biblic, copilul.
Să ne rugăm să ne luăm această responsabilitate în serios. Să-L iubim pe Dumnezeu cu tot sufletul nostru, cu toată inima noastră și cu toată puterea noastră, educându-ne copiii, întipărind pe mințile lor, pe inima lor, cuvântul Său. Și nu vom avea regrete. Nu vom avea regrete la bătrânețe, când vom privi la copiii noștri și la viețile lor și la dragostea lor pentru Dumnezeu, nu vom regreta. Și nici ei nu vor regreta. Nu regret nimic ce nu mi-au dat părinții mei. Jucării care nu le-am primit, bani care nu mai au. Nu regret nimic. Nici nu mai țin minte. În schimb, pentru momentele care le-am avut împreună cu mama mea, cu tatăl meu, momentele în care m-au învățat din Scriptură, momentele în care m-au corectat după principiile lui Dumnezeu, momentele care m-au format ca și bărbat și ca și slujitor, voi fi mulțumitor față de ei și față de Dumnezeu pentru totdeauna. Și nici voi nu veți regreta. Așa că investiți și dăruiți copiilor voștri pe educație duhovnicească după cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Amin.